astăzi suntem în anul 2030, cel puțin în FIFA. Da, salutări și bine v-am găsit la nou videoclip de pe canal. Astăzi facem un clip destul de interesant. Vom vedea cum arată Liga 1 în anul 2030. Vom vedea cum arată echipele și de asemenea cum se clasează acestea în campionat, dacă avem surprize. Suntem în mai și campionatul s-a terminat, play-off-ul și play-out-ul sunt gata, așa că hai să vedem cine a câștigat titlul în Liga 1. Noi suntem la Mioveni pentru că asta am vrut să fie prima echipă. Ok, și o să o luăm de la play-out la play-off. Pe ultimul loc e Mioveni, ca în realitate. Pe locul 9 din play-out îi avem pe HC de la Hermannstadt. Chindia se află pe locul 8 din play-out. Rapid, mama, Rapid n-a prins play-off-ul din păcate. După avem Universitatea Cluj, care în realitate este în play-off. Botoșani este în play-off. Argeșul este în play-off. Și din nou încă o surpriză, avem pe cei de la Universitatea Craiova care sunt în play-out, nu au prins play-off-ul din păcate, de obicei îl prind mereu, însă în 2030 nu l-au prins. Așa că hai să ne uităm și în play-off. Ok, FCSB câștigă titlul detașat acolo cu 62 de puncte. Pe locul 2 Farul Constanța cu 43 de puncte. FCU Craiova, bine și FCU Craiova dacă vrei, 41 de puncte. CFR Cluj pe locul 4, avem Voluntari acolo care s-a menținut destul de bine pe locul 5, iar Petrolul este pe locul 6. Deci cam așa s-au clasat echipele și este vremea să mergem să vedem cum arată jucătorii în momentul de față. Nu o să mă duc fix la toate echipele, o să mă duc la echipele mai importante. Prima oară o să mergem la Rapid, frate, pentru că sunt curios de ce au terminat așa prost în campionat. A, și dacă tot sunt la Mioveni, hai că mă uit și la Mioveni, așa de curiozitate. Ok, la Mioveni n-avem nimic interesant, l-avem doar pe Bogdan Rusu care a scăzut la 49 VR. În rest, l-avem pe jucătorul ăsta care pare destul de interesant, 69 VR, Jansen, probabil că e creat de joc. Mai avem pe Kovalenko, care și el pare că are ceva potențial. Ok, și mergem și semnăm cu cei de la Rapid București. Jurgen Klopp semnează cu Rapid București, a ajuns destul de rău. Dacă nu mai merge treaba la Liverpool, ne descurcăm cu putem. Hai să vedem cum arată echipa celor de la Rapid, de ce au jucat așa prost, cum arată echipa acestora. Ok, l-avem pe Despa asta de 65 OVR, Ioniță. Care Ioniță ăsta, măi? Credeam că e Alex Ioniță 2, dar e altul, se pare. Costache a ajuns la 70 OVR. Da, deci Costache a crescut plus 3 OVR, avea 67 în 7 ani, cam puțin pentru Costache. Mai avem de asemenea pe Ponuiu, care arată destul de interesant pentru un jucător de Liga 1. 76 OVR chiar nu e rău. Și chiar a crescut bine Ponuiu, n-aveți ce să ziceți. Deci are 59 în momentul de față, deci a crescut, după calculele mele matematice, plus... Deci a crescut 17 OVR, băieți, Ponuiu, foarte, foarte bine în 7 ani. Eu zic că e chiar bine pentru jucători de Liga 1. Cine a mai crescut bine de la Rapid? Îl avem pe Kramer ăsta, nu cred că joacă în momentul de față, e ceva creat de joc. Ia vezi că și-au luat portar japonez sau corean sau nu știu ce naiba e. A avut scouter în Asia. În rest, văd că sunt mulți jucători creați de joc aici și cam așa arată echipa celor de la Rapid. Și este vremea să mergem la următoarea surpriză din play-out și anume mergem și ne uităm la Universitatea Craiova. Eu sunt curios cum arată acum echipa celor de la Craiova și mergem să vedem ce se întâmplă, ok? L-au pe Danciu de 68 OVR, Covacevi 62 OVR atacantul, Falenius, mamă, cine e ăsta, mă? E ceva jucător grec cel mai probabil. Marin acolo, l-au pe Benga de 72 OVR, Vlădău pe partea dreaptă, Sandford în poartă, văd că s-au bazat foarte mult pe jucători străini. Bă, mi se pare puțin mai bun echipa celor de la Rapid. La Craiova n-a venit niciun jucător cu OVR mare, dar mamă, și l-au și pe Carvajal. Bine, ăsta e regenul lui Carvajal, oare? Da, și cam așa arată echipa celor de la Craiova. Bă, de-am uitat de Sepsis și de UTA. Am uitat să dau puțin mai sus, deci Sepsia a câștigat play-out-ul și UTA pe locul 2. Hai că le uităm și la astea două, curiozitatea, așa să vedem ce echipe au. Ok, prima oară mergem, semnăm cu UTA și ne uităm la echipa acestora. Dacă au terminat pe loc 8, înseamnă că sunt bunicii. Stai așa că arată bine echipa celor de la UTA. Avem deja jucători care se apropie de 70 OVR, avem foarte mulți jucători. L-au pe Radu în atac, Arias ăsta de 73 OVR. Arată foarte, foarte interesant. Negoescu 70 OVR, are 79 pace. L-avem de asemenea pe Cascini de 71 OVR. Cât a crescut oare? Vedeți că a crescut ceva, are 65 OVR în momentul de față. Hindrich ajunge și el la 69 OVR. Maxim 69 OVR. Și mamă, ia vezi pe ăsta băieți. Mazu Saco 76 OVR. Opa, a crescut ceva, are 58 OVR. La ce echipă joacă acum? La Troa. Ia vezi că au avut scoutor bun băieții de la UTA, de la ULA pe băiatul ăsta. Da, și îl mai avem aici pe Ribeiro. Și portarul ăsta, Gheolor, are 75 OVR. Deci până acum echipa celor de la UTA arată cel mai bine. Ok, mergem și semnăm cu Sepsi. În realitate Sepsi am văzut că e un club destul de stabil, mereu play-off-ul, patronul e destul de serios. Așa că hai să vedem FIFA ce se întâmplă. Mamă, și vezi că arată bine. Vezi că arată bine Sepsi. Tudor e 65 OVR, s-a menținut Tudor, ești nebun. De fapt cred că chiar a crescut. Ah, ba nu,
are fix același OVR, 65 OVR. Nistor, bine jucătorul ăsta, Nistor 72 OVR, sunt curios cât are acum. Ok, 55 OVR, de la 55 a ajuns la 72, plus 17 OVR pentru acesta în 7 ani, bombă rău de tot. Ok, pe unul ajunge și el la 75 OVR, OVR, Longo, 72 OVR, Ispas ajunge și el la 72, a un portar de 70, îl avem pe Alex Hunter reîncarnat cum ar veni. Din FIFA 17, are 64, Burns ăsta de 74, ăștia sunt jucători creați de joc. Dar e vremea acum să mergem la playoff, că acolo o să avem echipe spectaculoase, bănuiesc, așa că hai să mergem la echipele din playoff. Și este vremea să mergem să semnăm cu cei de la Petrolul care au terminat pe locul 6 acolo în playoff. Și mă aștept la o echipă destul de spectaculoasă, așa că hai să vedem cum arată. Nu e wow. Ok, l-au pe moldoveanu care m-a așteptat să crească puțin mai mult totuși. Tole acolo la mijlocul terenului, Purtic, ok, bucur ăsta nu știu cine e. Olarul pe partea dreaptă, nu e Olarul de la FCSB, era bine să fie ăla. Ledezma, asta arată destul de interesant, 72 OVR pentru acesta. Borța ajunge la 70 OVR. Jerkălău, ia vezi portarul ăsta. Și vedeți că a crescut chiar bine, de la 53 la 72 s-a dus destul de mult, a muncit destul de mult să ajungă la nivelul ăsta. Așa că respect pentru Jerkălău. E pe rezerve, l-au luat pe regenul lui Thomas Müller, ok. În rest nimic, wow. Și mergem la următoarea echipă, echipa care a terminat pe locul 5, Voluntar, frate. Predicția mea e că cei de la Voluntar au cel puțin un jucător de 78 OVR. Fiți atenți, deci fiți atenți că o să prezic bine. Și... Ok, l-au acolo pe Munteanu, 63 OVR. Dacă ăștia pe partea stângă, 73. Tapia acolo. Oh, Proctorul ăsta, 75 OVR. Bine, bine, rău de tot. L-au pe Andres, Berg și Lima aici în apărare. Showportar, Bălan de 69 OVR. Garcia, bă, am fost aproape. Am zis, cât am zis, 78 OVR. Până acum, Garcia este cel mai high rated jucător din Liga 1. 77 OVR pentru jucătorul ăsta creat de EA Sports, că na, nu e jucător real. Așa că vrem să mergem la echipa care a terminat pe locul 4 și anume la CFR Cluj. Oare încă e Dan Petrescu antrenor? Ei bine, nu o să mai fie acum dacă e, pentru că Jurgen Klopp o să ia locul. Iar echipa celor de la CFR Cluj arată în felul următor. Dezamăgitoare rău echipa asta, mi se pare. Deci cea mai mare dezamăgire de până acum. Krasniqi se pare că are 69 OVR. Ok, l-au pe Mousa de 72. Kolar acolo, 70 OVR. Wagner ăsta. Wagner arată cel mai bine până acum. 78 OVR pentru fundașul stânga. Savan poartă, ok, 70 OVR. Duarte 69. În rest, jucător slab rău de tot pentru CFR. Mă așteptam la mai bine de atât. Așa că mergem la echipa de pe locul 3, FCU Craiova, care sperăm că ne va surprinde. Și Craiova, oh, Gane 71, cât are Gane în momentul de față? Are 64 OVR, a crescut plus 7, mă așteptam la mai bine. Ok, Sidibe 72, cred că a crescut ceva Sidibe. Chiar a crescut pentru că are 63 OVR acum. Crescut foarte bine Sidibe, văd că și-a păstrat din jucător Craiova ceva. Ei l-au pe Ciobanu acolo, Albu, care are 73 OVR, iar în 2023 are 66, deci au crescut ceva jucătorii. În Besoch, de unde l-au luat pe în Besoch ăsta? Unde au avut o scouter băieții de la Craiova? În Besoch se pare că a crescut și el ceva și în momentul de față joacă la Nottingham Forest. Ia vezi că au avut scouter în Premier League. Bine și Craiova. Ok, Popa 78, a crescut la 78 Popa. De la 64 la 78. Deci până acum echipa celor de la Craiova arată cel mai bine. Foarte mulți jucători de peste 75 OVR. Îl au și pe Suarez ăsta, care sperăm că nu mușcă. Gonzalez și el 76 OVR și au și rezerve față de restul jucătorilor. Mamă, l-au pe Dagba. Ăsta parcă joacă la Lyon acum, nu? Sau unde naiba joacă? Dar știu că joacă undeva în campionatul Franței, parcă să zic eu. A, nu, joacă la Strasbourg aici, în campionatul Franței, 74 OVR. Băi, deci Craiova chiar a luat jucători din străinătate față de restul echipelor care a avut doar jucători generați de către joc. Deci până acum echipa Craiovei e cea mai bună, clar. Și mai rămân două echipe din play-off și anume Farul și FCSB. O să mergem prima oară la Farul Constanța. Stai așa că nu ne jucăm cu Farul Constanța. L-avem pe Andronache, 76 OVR. Cred că e unul dintre jucătorii care a crescut cel mai bine pentru că are 59 OVR în momentul de față. Bremul ăsta pare că e luat de aici din campionatul Norvegiei, de la Odense, 61 OVR are momentul de față, a ajuns la 78. Ok, Popescu ajunge la 73 OVR, Grameni ajunge la 78, Ducure ajunge la 70. Îmi place că și-a păstrat din jucători cei de la Farul Constanța. Ok, Sârbu 74, Dănuleasă,
72, Ioani 78. Și per total echipa celor de la Farul arată interesant. Nu știu dacă e mai bună decât cea de la FC Craiova, însă se bate de la egal la egal. Și este vremea să mergem la ultima echipă de astăzi și anume la FCSB. Teoretic ar trebui să fie cea mai bună echipă pentru că au câștigat titlul lejer și sper că și-au păstrat din jucătorii aia tineri. Sper că încă l-au pe Olaru, pe Florinel, cum am sperăm că încă l-au. Rămâne de văzut. Și echipa, ce echipa asta, mă? Miculescu ajunge la 76 OVR. Cardoso 76, ăsta e creat de joc, nu? Tănasă. Cine e ăsta, regenul lui Tănase, cine? Dar 77 OVR, bine rău de tot. Radaslavescu ajunge la 78. Mamă, bine rău Radaslavescu. De la 63 ajunge la 78. Mamă, ce jucător au. Primul jucător de peste 80 OVR, îl au pe Araujo de 82, dar cine e Araujo ăsta? De la cine e luat? Ok, se pare că l-am găsit, este Thomas Araujo, luat din Portugalia, de la Gil Vicente. Ok, dar se pare că încă joacă la FCSB. Pantea ajunge la 80, bine rău de tot Pantea. L-au luat și pe Fischer, care ajunge la 75, Wagner acolo, 79 OVR pentru acesta. Iani Stoica și se pare că rămâne la FCSB și ajunge la 77 OVR. Târnovan ajunge și la 79 și per total asta e cea mai bună echipă din Liga 1. Și din fericire avem un jucător peste 80 OVR. Dacă toți suntem în 2030, o să ne mai uităm și la alți jucători români să vedem cât au crescut, la jucătorii care aveau potențial destul de mare din România. O să mergem de exemplu și o să căutăm prima oară jucătorii de la FCSB. Ia să vedem unde s-a dus Octavian Popescu, de exemplu, la 27 de ani. Are 84 OVR și e la Valencia. Ia să ne uităm la Olaru, de exemplu. Darius Olaru, 32 de ani și joacă la Chavez, însă deocamdată nu o vedem ratingul. De la Farul Constanța sunt curios la Băluță. Tudor Băluță, 31 de ani, joacă la Union aici în Argentina, din nou nu are rating. Și sunt curios la Pitu, însă Pitu, din câte știu eu, nu mai joacă la Farul. Și văd că la Başakşehir, însă nu arată OVR-ul, din păcate. Da, băi, și dacă tot suntem aici în 2030, o să ne uităm să vedem cum se descurcă echipele din România în cupele europene, dacă avem echipe din România în cupele europene. Și avem prima oară FCSB-ul, care într-o grupă cu Real Madrid, Fiorentina și Club Brugge în Champions League. Oare mai avem încă o echipă în Champions League? Nu cred, nu? Ok, nu mai avem nimic în Champions League. Poate în Europa League mai avem o echipă din România, cine știe. Nu, m-am uitat și se pare că nu avem, din păcate. Dar poate în Conference League avem. Mamă, nici în Conference, pe bune, doar FCSB în cupa europeană. Hai să vedem cum se descurcă FCSB-ul, dar mă așteptam să avem și CFR-ul acolo sau măcar Farul să fie avut acolo într-o competiție europeană. Oricum nu cred că iese din grupa FCSB-ul, însă așa, de curiozitate, să vedem ce se întâmplă. A few inches later. Mamă, vezi că FCSB-ul a ieșit din grupa de Champions League și joacă cu PSG în optimile de finale, ești nebun? Dacă avem noi o echipă, dar echipa aia văd că face performanță, dar na. Pe PSG n-avem cum să-i batem, luăm bătaie cu 4-1, însă nu așteptam să iasă din grupă. Na, luăm bătaie 7-2 la general, dar reușim măcar să ieșim din grupă, ești nebun? Chiar sunt curios câte puncte am reușit să obținem, 9 puncte. Și asta a fost clipul, băieți, eu sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți clipuri de genul, poate să ne uităm și la echipele din Premier League sau, nu știu, la jucătorii ăia forță. Lăsați un like, un subscribe, eu am fost Gianni, vă pupa, pa!